15 septembrie, în jurul orei 12, polițiștii din Sângerei au fost sesizați cu privire la un accident rutier produs pe traseul R13 în apropierea satelor Beruința și Elisaveta, implicând două vehicule. La fața locului, polițiștii au constatat preliminar că un bărbat de 30 de ani din raionul Sângerei, care conducea un automobil de marca Toyota Avensis, a pierdut controlul din cauza condițiilor climaterice și a carosabilului umed. Astfel, automobilul a ieșit pe banda de sens opus și s-a ciocnit cu un camion Volvo, care tracta o remorcă încărcată cu prundiș, condus de un bărbat de 60 de ani. În urma impactului, camionul s-a răsturnat în afara carosabilului. Conducătorul automobilului Toyota a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Poliția continuă investigarea pentru stabilirea tuturor circumstanțelor accidentului rutier.